Hristos a înviat, prieteni! Dacă ați urmărit canalul nostru duminică, ați văzut că am avut un live mai lung, de vreo 2 ore. A fost tocmai la mijlocul zilei, de la ora 2 la 4. Am mers împreună cu Vitalie Marian și Lenuța Suman, am mers în satul Gura Căinarilor din raionul Florești. Am mers acolo pentru că deja Biserica Baptistă a 8-a duminică la rând este împiedicată de un grup de locuitori din sat care insistă foarte categoric ca baptiștii să părăsească satul, să nu mai fie în sat acolo. Deci am mers și noi să vedem ce se întâmplă, de ce oamenii ăștia insistă, am mers, am pus întrebări. Puteți vedea și dumneavoastră tot reportajul acela, tot live-ul care l-am făcut. Ba mai mult, va mai ieși încă un reportaj, pentru că în timp ce am mers cu telefonul dintr-o parte în alta, am reușit să-l punem mai multe întrebări și iată, acum a fost pregătit un reportaj, îl veți vedea reportajul în întregime. La început, grupul ce l-a adunat s-au manifestat foarte violent, când ne-am dat jos din mașină s-au manifestat foarte violent. Bine că a intervenit poliția, polițistul care era pe loc acolo și bine că ei au vrut să se supună polițistului. Dar, bun, veți vedea reportaj, ca să nu zic prea mult. Eu am pus acolo întrebări continuu la diferiți oameni ca să înțeleg care este plângerea oamenilor, ce au greșit baptiștii. Din toate întrebările pe care le-am pus, răspunsul a fost dat, au fost trei lucruri de care sunt supărați grupul acela, că nu cred eu că grupul care a fost acolo reprezintă chiar tot satul Gura Căinarilor de 1700 de locuitori. Dar grupul acela au spus despre 2 lucruri care îi supără pe ei. Nu, trei lucruri. Primul este acela că baptiștii organizează programe pentru copii și la programele astea copiii sunt învățați învățătură creștină. Și iată, ei sunt foarte deranjați că sunt organizate programele astea. Eu am întrebat dacă este cineva acolo care a venit cu supărare pentru copiii care au fost învățați sau au fost învățați copiii ceva greșit. Nu era nimeni acolo. Dintre oamenii care protestau, nu era nimeni. A doua supărare era pentru faptul că baptiștii dau ajutoare prin sat la oamenii nevoiași, mai cu seamă la bătrâni. Iată, chiar acolo a fost dat un exemplu că baptiștii au mers și au făcut un WC-ul la o femeie bătrână din sat și asta era supărare. Deci pentru binefacerea care o fac, pentru că, zice, sub pretextul ăsta, oamenii sunt motivați să vină la biserică sau aduși la biserică. Și al treilea motiv era că baptiștii vor să construiască o clădire pentru biserica lor acolo în sat. Deci cam astea au fost. Bun, dumneavoastră puteți privi tot reportajul, să-l ascultați. Eu acum vreau să vorbesc despre ceva. Și anume că, iată, eu am vrut să aud și argumente biblice, pentru că acolo era și un preot. Și tot scandalul ăsta a fost pornit de soțiile a 2 preoți care sunt în consiliul local, se pare că, și femeile acestea, când au auzit despre intenția baptiștilor de a construi o casă de rugăciune, ele au pornit toată răscoala asta, au ridicat oamenii la toată răscoala asta. Și atunci, deci evident că Biserica Ortodoxă stă în spate, pentru că biserica, nu, evident, chiar acolo pe pagina de Facebook a bisericii sunt puse anunțuri, oamenii invitați să se răscoale, să se manifeste, să împiedice orice activitate a baptiștilor acolo. Și atunci, iată, mai apoi am aflat că unul din preoți era totuși prezent acolo, se pare că nu preotul din sat, dar din satul vecin, și atunci un argument biblic. Acolo a fost ridicat un argument biblic pe care eu vă invit să-l ascultați și dumneavoastră argumentul respectiv, pentru că eu vreau să răspund la argumentul ăsta acum din Biblie. Chiar am venit acasă, dar hai să-l ascultăm. Și dumneavoastră sunteți creștini, vă socoteți, sunteți credincioși, ca să înțelegeți că aici nu sunteți bineveniți. Vă duceți acolo unde vă cere lumea, acolo deci, vă duceți. Dacă faceți de fiecare dată trimitere la Sfânta Scriptură, ce făceau apostoli acolo unde nu erau doriți? Își scuturau colbul de pe picioare și plecau unde erau doriți. Asta este. Deci, ați înțeles, ăsta a fost un argument că apostolii își scuturau picioarele și plecau unde erau doriți.
Când am ajuns acasă, era cam târziu, nu am reușit să văd toate versetele. În schimb, azi am avut o ședință importantă la școala de misiune, ne-am întâlnit cu profesorii, am mai revizuit odată programul, toate aspectele organizatorice, dar noi totdeauna începem orice ședință noastră, începem cu un studiu biblic. Și atunci le-am propus la toți cei adunați să trecem prin toate textele astea din Scriptură care vorbesc despre scuturatul picioarelor și să vedem ce a însemnat el, cum, dacă ni se aplică, nu se aplică, se aplică cazul ăstuia, ce înseamnă el. Și eu vă invit și pe dumneavoastră ca să mergem prin textele acestea, pentru că avem niște lucruri importante să vedem și să învățăm din ele. Așa. Deci la Matei, capitolul 10, eu nu voi citi chiar toate textele, pentru că, de exemplu, la Marcu tot este scris, dar cam același lucru care e scris la Marcu îl găsim și la Matei și atunci nu mai repede. Deci despre asta este scris și la Matei, și la Marcu, și la Luca, și în Faptele Apostolilor. Apropo, cazul din Faptele Apostolilor este foarte similar cu ceea ce am văzut în satul Gura Căinarilor. Căinarului, Gura Căinarului, da, așa. Deci în Matei, capitolul 10, de la versetul 11, scrie așa. În orice cetate, da, deci ce e acolo în Matei capitolul 10? Domnul Iisus i-a trimis pe ucenicii lui doi câte doi ca să meargă prin satele de prin prejur și să propovăduiască Evanghelia, să meargă în misiune. Și Domnul Iisus le-a dat multe instrucțiuni, eu pornind de la versetul 11 vă spun, le-a spus așa. În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâniți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, deci în casă particulară, fiți atenți, în casă particulară, la intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa. Deci lucrurile trebuie făcute din casă, din casa aceea. Când ajung într-o cetate, într-un sat, trebuiau să meargă din casă în casă, să vestească Evanghelia. Și, de apropo, cum vedeți, practica asta nu este a martorilor lui Jehova sau inventată de martorii lui Jehova. Aici martorii lui Jehova, ei procedează după Scripturi, rău ca alți creștini, nu fac lucrul ăsta, nu merg din casă în casă să vestească Evanghelia. Deci, cu martorii lui Jehova este greșită învățătura lor. Ei au niște puncte foarte greșite în învățătura lor. Dar nu faptul că merg din casă în casă, că cineva zice, nu, noi nu mergem că să nu fim asemănați cu martorii lui Jehova, în învățătură să nu fim asemănați cu ei. De iată aici, așa i-a trimis Domnul Iisus pe ucenici, să meargă în casă. Și zice, când într-o casă nu sunt primiți, atunci ei să iasă de acolo, dar iată ce zice, dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Deci asta nu e simbolic. Noi uneori înțelegem că e simbolic asta. Adică la figurat, spune. Nu. Chiar așa trebuiau să facă, să scuture picioarele. Domnul Iisus insista pe lucrul ăsta. Zice, să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorii decât pentru cetatea aceea. Deci ce însemna scuturatul acesta a picioarelor? Asta însemna o osândire, o condamnare vizibilă. Deci în felul ăsta, apostolii, cei care au fost trimiși de Domnul Iisus Hristos, ei trebuiau la fiecare casă sau la fiecare cetate în care nu erau primit, nu era primit mesajul lor. Și vedeți, aici e primul contact. Ei la primul contact vin să aducă Evanghelia. Și dacă erau respinși, atunci ei trebuiau să facă lucrul ăsta și să scuture în mod direct, să scuture praful de pe picioare și lucrul ăsta să-l fac foarte demonstrativ, așa ca oamenii să înțeleagă că asupra lor vine o condamnare. Dar mai înțelegem mai târziu. Iată, la Luca, capitolul 10, Domnul Iisus spune așa, zice, în orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Foarte interesant. Domnul Iisus le-a dat instrucțiuni foarte exacte, foarte concrete. Deci când intrau în casă, trebuia să spună pacea să fie peste casa aceasta. Iată de ce noi creștinii ne salutăm cu pacea Domnului. Unii nu înțeleg de ce creștinii evanghelici se salută cu cuvântul ăsta pace, pace, pace Domnului. Că așa Domnul Iisus ne-a învățat. De altfel așa se salută toți oamenii în răsărit acolo. Salam, shalom, asta înseamnă pace. Salam, salam, aleikum, înseamnă pace. Asta înseamnă. Și Domnul Iisus așa a zis, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră să rămână peste el. Altminte, ea se va întoarce la voi. Să rămâniți în casa aceea, să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă.
În oricare cetate, deci asta când ziceți nu umblați din casă în casă, nu în sens să nu vestiți, în sens să nu căutați confort, să rămâneți peste noapte acolo. Într-o casă trebuiau să se oprească, ei mergeau să predice în fiecare casă din localitate, dar trebuiau să rămână într-o casă în care stăteau. Zice, nu vă mutați din casă în casă căutând confort mai bun. Cu oamenii începe a invita, vină la mine că e mai mult confort, vină la mine, vină, gata, te-ai oprit într-o casă, acolo rămâi. Zice, și în oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi și să le vestească împărăția lui Dumnezeu. Dar, zice, în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele cetății. Deci, clar, când acum cetatea toată se opune și asta este o confruntare directă, toată cetatea se opune și e primul contact. Zice, când se vor opune, așa, să vă duceți pe piețele ei, pe piețele cetății, pe ulițele ei. Și să ziceți, deci ei trebuiau să meargă pe ulițele cetății și trebuiau să zică, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Deci iar îi trebuiau să anunțe o sândă aceasta, condamnarea aceasta, verdictul acesta pentru ei. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceasta. Ați văzut, totdeauna când spunea asta, Domnul Iisus zicea, făcea comparația cu cetatea, cu Sodoma și Gomora. Noi știm ce a fost Sodoma și Gomora. Culmea, astea au fost cetăți unde a fost homosexualitate. De altfel, păcatul și-a tras numele de acolo, Sodomie acum, da? Deci homosexualitate, violență, extrem de grav, de sfrâu, de neînchipuit a fost acolo. Domnul Iisus spune că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru oamenii care resping Evanghelia. Ei, asta trebuie să înțeleagă și omul care a spus vorba asta acolo, acum vi l-am arătat, care a zis. Așa, ei, acum mergem la un caz din Cartea Faptele Apostolilor. A fost un caz concret care s-a întâmplat de acum Apostolului Pavel. Asta a fost în vremea Domnului Iisus. Domnul Iisus a murit, a înviat a treia zi, peste 40 de zile s-a înălțat la cer, peste alte 10 zile s-a coborât Duhul Sfânt și acum apostolii mergeau și propovăduiau Evanghelia. Bun, și Apostolul Pavel cu Barnaba au ajuns în Antiohia Pisidiei. Așa cum era obișnuința Apostolului Pavel, el totdeauna mergea prima dată la sinagoga evreilor. Și acolo îi dădeau să predice și el predica și folosind textul din Vechiul Testament, el îi explica Evanghelia. El le prezenta despre Domnul Iisus Hristos. Și iată, acolo s-a început un conflict. Zice, în sabatul viitor, aproape toată cetatea, eu citesc de la versetul 4, Faptele Apostolilor, capitolul 13. Zice, în sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele astea fiind păgâni, oamenii din cetate, ci iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă. Dacă nu știi cineva ce înseamnă cuvântul pismă, înseamnă invidie, gelozie. Deci s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, acolo la sinagogă, zice. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri, în aceeași localitate, acolo, nu s-au dus. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara, dar iudeii, ăștia religioși de acolo, iudeii au întărâtat pe femeile cu cernice, cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor, deci le-au reușit să facă asta, au căutat să-i izgonească de acolo, din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Deci acolo a rămas biserica. Or fi vrut ei să izgonească și biserica. Deci erau oameni din sat, gata, ei au rămas acolo în sat. Deci numai Pavel și Barnaba au plecat. Și apropo, pe urmă s-au întors înapoi. Au venit înapoi și au predicat aici. Însă, vedeți, ei au scuturat picioarele și au scuturat în mod direct, au scuturat ca să le arate la ăștia că ei sunt condamnați. Apropo, noi de aici trebuie să învățăm lucrul ăsta. Toți predicatorii Evangheliei, toți misionarii, acolo unde mergem și este respins cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să facem în mod direct. Deci în mod direct trebuie lucrul ăsta să-l facem, să scuturăm picioarele, că așa Domnul Iisus ne spune, ne-a poruncit, să scuturați picioarele.
Deci este important să scuturăm praful de pe picioare și mesajul ăsta să-l spunem. Deci scuturăm picioarele, praful de pe picioarele noastre împotriva voastră și să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat până la voi, dar voi o respingeți. În ziua judecății va fi mai bine pentru locuitorii Sodomii decât pentru voi că ați respins mesajul Evangheliei, mesajul mântuirii. Iată, așa au procedat ei, au procedat apostolii. Acum, întrebarea este cum se aplică mesajul ăsta pentru locuitorii din Căinari, pentru credincioșii evanghelici, credincioșii baptiști din gura Căinarului, pentru pastorul care este acolo, Nicolae, acolo cel care l-ați văzut în video, cel care predică, cum se aplică toate adevărurile acestea? În primul rând, acolo biserica este deja de 4 ani. Deci ea funcționează acolo de 4 ani. Lumea zicea că nu sunt deloc locuitori din sat, ceea ce nu e adevărat. Când am intrat înăuntru, am văzut, sunt locuitori din sat și sunt mulți. Acolo este o familie frumoasă care am înțeles acum că a fost arătată la diferite posturi de televiziune ca și o familie model. Deci Alina și Vitalie îi cheamă, nu am reținut numele lor de familie, dar oamenii aceștia au zis că au 3 copii biologici și au alții pe care i-au luat în adopție, alții 17. Deci au 20 de copii. Oamenii aceștia se îngrijesc de 20 de copii. Apropo, când eram în drum, îmi spunea, hai, duceți și vedeți voi cine sunt acolo, că adică sunt niște nimeni acolo, niște oameni, nu știu cum, nimeni sunt acolo la baptiști. Ei, sunt niște nimeni, oameni care, doi soți și soție, un cuplu care vând a lor 3 copii, au avut curajul și îndrăzneala să-și asume responsabilitatea pentru alți 17 copii și să-i crească acolo. Deci, după mine, asta este o faptă eroică, lucru care îl apreciază toți. Și încă copiii aceia sunt foarte educați, am vorbit cu ei, o parte din ei sunt buni creștini, s-au botezat deja, merg la biserică, am văzut foarte educați copiii aceia cu care am vorbit, foarte bine, totul, oamenii fac bine. Am înțeles că doamna Alina, ea este profesoară la școală, deci, păi nu e chiar așa cum zicea, că sunt niște nimeni cei care merg acolo, nu este așa. Deci oamenii merg acolo, oamenii au o comunitate a lor, ei sunt acolo, sunt bine primiți. Iată, deci, cum v-am zis, se vede că au fost 2 persoane care au stârnit pe toți, au stârnit și oamenii din conducere, au stârnit acolo ca să pornească tot conflictul ăsta. Dar, deci dacă comparăm cu ceea ce a fost în Biblia acolo, vedem, ucenicii au rămas acolo în cetate, plini de bucurie și de Duhul Sfânt au rămas. Deci oamenii ăștia sunt de acolo, sunt din cetate. Cum? De ce să plece? Ei sunt acolo. Alt lucru. Deci, că a mai fost un caz în Efes, vă amintiți, când tot așa l-au adus pe Pavel înainte dregătorului. Dregătorul, după ce a verificat tot, și a zis, eu legal nu găsesc niciun temei să-i persecut pe oamenii ăștia, să le aplic vreo pedeapsă, plecați acasă, pentru că nu cumva să fie un vinuit de răscoală și atunci încurcăm toți locuitorii cetății. Plecați acasă și nu faceți zarvă de asta. Ei, se pare că oamenii care au pornit tot scandalul ăsta, tot tărăboiul ăsta acolo, grupul celălalt de oameni, oamenii ăștia total ignoră legea statului. Este Constituția care este pentru toți. Nu are fiecare sat Constituția lui. Toate satele au Constituția lor. Și una este dacă omul intră în spațiu privat a cuiva, nu, dar în spațiu public, oricine poate să-și exerseze, să-și practice religia lui. Și nu poți să interzice. Avem Constituția, avem legislația țării care asigură libertatea religioasă fiecărui, libertatea închinării. Și mulțumim Domnului că trăim într-o țară liberă și Dumnezeu să ne păstreze țara liberă, să nu vină cumva la conducere de cei care vor constrânge libertate, vor lua libertatea aceasta religioasă. Deci iată așa, trebuie să știe toți acești oameni. Și nu m-am gândit și la altceva. Iată, sunt atâtea lucruri acolo. Toate învinuirile care au fost date învinuiri pentru lucruri bune. Oamenii ăștia au zis că ei vin acolo la poartă, împiedică pe baptiști să intre pentru că ei, zice, vor să apere credința. Nu așa să apără credința. Nu în felul acesta să apă. Apropo, m-am gândit chiar să fac un video să arăt în scriptură cum creștinii apărau credința. Că nu în felul acesta creștinii care iubesc pe Hristos și urmează învățătura lui, nu în felul acesta apără credința. Și dacă chiar locuitorii de acolo, oamenii ăștia care s-au adunat acolo, chiar dacă ei vor să apere credința, păi pot și ei să facă binefacerile astea. I-am întrebat, noi trebuie organizați, aveți un program pentru copii la biserică? Nu. Faceți tabere pentru copii? Nu. Păi dar cine mă împiedică?
faceți noastră un teren de joacă, faceți ceva pentru copiii cei acolo, să vină copiii. E frumos așa să facă o biserică. Apoi, chiar bătrânii cei, că am văzut din grup care au venit, majoritatea erau trecuți de vârstă medie, așa, în vârstă înaintată erau. Deci, evident, bătrânii care sunt din sat, păi ar fi trebuit biserica ortodoxă din sat să se îngrijească de bătrânicie. Dacă ar fi fost, s-ar fi îngrijit și s-ar fi făcut WC-ul acela la bătrânică, poate nici n-ajungea oamenii din Biserica Baptistă să o facă. Dacă au văzut nevoia asta, au împlinit-o și așa este frumos. Toți noi să-l tratăm pe aproape, că așa Scriptura ne învață, să iubim pe toți oamenii, să iubim pe cel care pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și aproapele nostru nu, aproapele nu numai cel care este de o confesiune cu mine, aproapele este orice om. Orice om care este în nevoie și este alături, aproape de mine, pe celălalt trebuie să-l ajut și să-i fac bine. Așa ne învață Dumnezeu să procedăm. Iată, aceasta este învățătura pe care o vedem despre scuturatul picioarelor. Așa că, da, deci, oamenii aceștia au tot dreptul legal și în fața, nu găsesc niciun punct de acuzație. Dar bun, urmează acolo încă să fie discuții, se vor da discuții publice, nu știu, poate vom arăta încă ceva pe site de la discuțiile publice care vor fi acolo. Însă, mie îmi pare rău, pentru că eu cred că faptele care le fac acolo, care sunt încurajate de către Biserica Ortodoxă din satul ăsta Gura Căinarului, nu le aduce cinstilor, nu aduce cinste Bisericii Ortodoxe, a cărui rating și așa cade, popularitatea cade și lucrul ăsta nu ne bucură deloc, lucrul ăsta ne întristează, pentru că oamenii în general se îndepărtează de Dumnezeu, se îndepărtează de religie. Și n-am vrea să se întâmple asta. Noi am vrea ca biserica să-și aibă rolul ei frumos. Și sunt atâtea probleme la care ar trebui să se implice. De ce trebuie să facă lucruri care încă mai mult discreditează și încă mai mult îndepărtează pe oameni de... Oh, apropo, media, nu vedeți câtă critică? Hai să fim sinceri, uitați de câte ori trebuie să ies eu în apărare atunci când... De câte ori m-am pronunțat atunci când media prinde orice moment să atace și atacă în Biserica Ortodoxă. Ei, ce credeți acum? Încă mai mult va ataca și va ataca în Biserica Ortodoxă peste tot. De ce trebuie să facă astfel de lucruri? Îmi pare rău. Eu cred că metropolia se va implica, va da sfaturi, mustrări, instrucțiuni necesare preotului de acolo și altor preoți care încearcă să apere credința în felul acesta și Dumnezeu să le dea lor ascultare, smerenie, ca să se poarte într-un chip vrednic de Hristos, într-un chip vrednic de biserica pe care o reprezintă. Iată, așa, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta este tot ce am vrut să vă spun în seara aceasta și vă rog să puneți comentariile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră, să le puneți la comentarii. Pace multă!